Ați lansat în luna iunie programul de granturi pentru proiecte comunitare. În trecut ați mai avut astfel de programe și cam care au fost rezultatele pe care le-ați avut? În fiecare an finanțăm uh, un număr mai mare sau mai mic de, de proiecte comunitare și programul. Uh, pe care l-am pus sub umbrela Raiffeisen în comunități, însumează practic experiența noastră de până acum cu aceste tipuri de programe. Am făcut, începând din 2009, am testat conceptul, dar în mediul offline, ca să zic așa, am considerat că este foarte ar fi foarte bine să îl trecem pe o platformă online și de aceea am, am creat și blogul Raiffeisencomunități.ro pentru că e, credem, o modalitate cea mai transparentă și în același timp eficientă să lansăm programul și să-l derulăm la nivelul aplicațiilor, evaluării, și al votului public. Într-adevăr. Până acum câte proiecte sunt, sunt, înscrise și cam din ce domenii sunt propunerile? Azi dimineață erau deja 53 și la o primă vedere aproape jumătate sunt din domeniul educației. Pe următoarele loc fiind cele, cele serviciilor sociale. În evaluarea proiectelor înscrise, ce anume va, să zicem, cântări mai, mai mult ideea în sine sau modul în care vor, vor implementa proiectul respectiv, cum vor măsura rezultatele? În primul rând, trebuie ca proiectul să îndeplinească criteriile de eligibilitate care sunt descrise în amănunt pe blog. În al doilea rând, ne uităm la uh, detaliile concrete, la coerența proiectului, uh, adică dacă obiectivul pe care și îl propune proiectul uh, este realist cu resursele uh, pe care le are aplicantul la dispoziție. Atingerea obiectivelor este măsurabilă și cum? ce spus în, în descrierea proiectului, De asemenea, dacă bugetul solicitat este realist pentru atingerea obiectivelor. Deci ne uităm la toate aceste lucruri ca să evaluăm dacă acela este un proiect care, după părerea noastră își poate atinge obiectivele în condițiile descrise de cei care aplică. Proiect, programul acesta se desfășoară în, în comunitățile unde există o sucursală filială Rai Pfizer. De ce ați făcut această, această alegere? În primul rând, pentru că atunci când proiectele care câștigă finanțarea vor fi implementate. Vrem să avem ajutorul colegilor noștri din localitate pentru monitorizarea lui. De asemenea, atunci când cerem referințe despre activitatea ONG-ului, de exemplu. Ne consultăm și cu colegii noștri din localitate, care ei înșiși sunt membri ai comunității și ne pot confirma sau infirma că aceea este o problemă care trebuie rezolvată în comunitatea lor.